Salutare lămâițelor! Unele persoane consideră că tatuajele sunt fără sens și nu au nicio valoare, însă nu toți sunt de acord cu această afirmație. Multe persoane își fac tatuaje din anumite motive, din plictiseală, pentru frumusețe, ca să ascundă careva semne de la traume sau pentru a marca un moment important. Dar sunt și cele care au fost făcute din motive foarte personale și speciale. Și de aceea, cum ele nu ar arăta, aceste tatuaje vor avea cu mult mai mult sens decât alte desene frumoase pe corp. Sunteți pe Lime Channel și astăzi o să vă relatăm despre cele mai neobișnuite tatuaje cu un sens extrem de profund. Așa că așezați-vă mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâi, stoarceți butonașul de like și să începem! Mereu ai vrut să cumperi ceva de pe internet, însă ți-a fost frică să nu-ți iei țeapă? Acum poți vedea produse recomandate de noi, unele din ele chiar și testate. Tot ce trebuie să faci e să intri pe canalul Produse de pe AliExpress, linkul va fi în descriere, să te abonezi, să apeși pe clopoțel și să urmărești toate episoadele. Iar dacă ți-a plăcut vreun produs, intră în descriere și găsește linkul de unde îl poți cumpăra. În scurt timp vom organiza diferite concursuri interesante pentru cei mai fideli abonați. Nu rata șansa să fii tu unul dintre câștigători! Fraza preferată a mamei scrisă la fel precum ea o făcea, în memoria ei. Acest tatu e în memoria a doi prieteni care au plecat în ceruri după o catastrofă auto. Fratele acestui băiat a pictat desenul când avea doar 5 ani. Acest tatuaj e în cinstea lui. Părinții acestei fete sunt bolnavi de cancer. Tatăl a scris scrisoarea când se simțea foarte rău. Astfel a apărut primul tatuaj în cinstea lui. O bunică și-a făcut primul tatuaj când a împlinit 90 de ani. Ea a ales o lentă roz în cinstea a cea de-a 5-a aniversare a victoriei asupra cancerului. Iată cum trebuie sărbătorită schimbarea, cu un tatuaj al unei fete obeze. Un băiat a publicat poza tatuajului său cu un astfel de comentariu: de fiecare dată când donez sânge, tatuajul meu este foarte actual. Un tatuaj în cinstea prietenului care a decedat într-un accident, dar era pe cale spre o carieră strălucitoare în competițiile de curse auto. El și-a făcut un tatuaj sub forma unei scrisori de la mama sa și bătăile inimii sale. Mama acestei domnișoare a decedat pe neașteptate și spunea că dacă odată și-ar face un tatuaj, aceasta ar fi o zână. Să-ți fie dor de mine, dar să mă lași, fraza spusă la înmormântare, și cu drag, tata. Fraza pe care a scris-o cu jumătate de oră înainte de atacul de cord. Acest băiat întotdeauna își dorea un tatuaj cu dragon și l-a făcut în 2011 când a putut înfrunta dependența sa. Una din surorile gemene a decedat, în acea zi o jumătate a pierdut-o pe alta. Acest tatuaj a fost făcut în cinstea și memoria unui prieten care a căzut în gol de la o înălțime de 50 de metri în timp ce urca pe o stâncă. În acest tatuaj, băiatul l-a marcat pe bunicul său într-o uniformă specializată pe timp de război mondial, ce ține deasupra capului planeta Pământ. Doamna din New Orleans și-a pierdut toată averea în timpul inundației Katrina. La moment, ea lucrează la 3 joburi și câștigă pentru casa sa de vis, planul căreia e tatuat pe mâinile sale. Ultimele bătăi ale inimii tatălui decedat. Domnișoara și-a făcut acest tatuaj în cinstea prietenului său. Un bărbat și-a făcut un tatuaj cu casă părintească care împreună cu câinele său au ars. El a publicat o postare pe net cu tatuajul său și a povestit ce s-a întâmplat. Aceasta a fost casa construită de părinții lui înainte de a se naște. El a crescut acolo și a iubit mult acel loc, unde mereu era așteptat de părinții grijulii și câinele devotat. Însă, pe 28 iunie 2017 a avut loc o tragedie groaznică, din cauza unei scurgeri de gaz care în câteva clipe a distrus tot ce era atât de scump. Autorul a explicat că el povestește această istorie nu pentru a fi compătimit, ci pentru a-i susține pe cei care au fost în această situație, pentru a le spune că ei nu sunt singuri în această lume. Din păcate, în această viață se întâmplă multe lucruri înspăimântătoare și nimeni nu este protejat. Este important să ne învățăm să trăim mai departe, indiferent de durerea care ne va frânge inima toată viața. Pe piciorul acestei fete este făcut un tatuaj sub formă de o poezie pe care a scris-o tatăl său în ziua în care ea s-a născut.
primul și unicul tatuaj care povestește despre legătura dintre doi frați, unul dintre care a decedat. Un adolescent a publicat pe net poza tatuajului său și a lăsat un comentariu: "Eu am consumat droguri timp de 12 ani. Astăzi s-au împlinit 4 ani de când nu o mai fac." Înainte de moarte, tatăl acestui băiat l-a lovit încet pe spate și i-a spus: "Ce nu s-ar întâmpla, reține, eu sunt mereu alături." O femeie și-a făcut acest tatuaj după un transplant de inimă. Tatuajul participantului proiectului Punct și Virgulă, care este dedicat prevenirii suicidului. Semnul simbolizează pauza dedicată schimbării vieții și în același timp înseamnă că o persoană e gata să-și continue calea indiferent de orice greutăți. Odată, la 5 dimineața, în salonul de tatuaje a intrat un bărbat și a strigat că el are nevoie urgent de un tatuaj cu numele și data de naștere a fetiței sale care numai ce s-a născut. Bărbatul a trecut la treabă, dar a început să discute despre copii și a rămas șocat, pentru că clientul său avea 5 copii, 4 fetițe și un băiețel. Însă el avea cancer la plămâni și medicii i-au spus că nu îi mai pot face nimic. A oprit tratamentul argumentând că el va trăi numai mult de 4 luni. Cel mai impresionant este faptul că bărbatul nu arăta bolnav sau nefericit. Unica de ce îi părea rău e faptul că nu își va vedea copiii. El era inspirat și îi mulțumea bunului Dumnezeu pentru fiecare zi pe care o trăia atât de fericit. Domnișoara și-a făcut un tatuaj în cinstea tatălui său, care a decedat pe 15 decembrie 2016. Depresia este o boală gravă, oamenii încearcă să o înfrunte mulți ani la rând. E o încercare grea, atât pentru o persoană, cât și pentru cei care îi sunt alături. Un bărbat și-a făcut acest tatuaj în cinstea soției care suferea de depresie, pentru a demonstra că îi va fi alături ce nu s-ar întâmpla. Acest bărbat și-a făcut un tatuaj sub formă de un aparat auditiv ca să își susțină fiica. După moartea mamei sale, un băiat și-a făcut un tatuaj sub forma uneia din scrisorile pe care ea de obicei le lăsa. Tatăl unui copil și-a făcut un tatuaj asemănător cu semnul pe care îl purta fiul său care suferea de cancer. Peste un an după ce și-a pierdut fiul, acest bărbat și-a făcut un tatuaj sub formă de sunetul râsului fiului său, ca băiatul să trăiască mereu în inima lui. Diagrama simplă pe care și-a desenat-o bunicul pe mână pentru a arăta nepotului său unde se află casa pe suprafața pământului, cu tot cu lungime și lățime. Când tatăl său a murit, adolescentul și-a făcut pe mână tatuajul cu cuvintele pe care părintele le-a scris cândva pe albumul cu pozele de la prom: "Eu atât de mult mă mândresc cu tine." O fată și-a făcut un tatuaj cu denumirea unei cărți pe care a citit-o tatăl său în ultimele zile din viață. El a decedat până la nașterea sa, de aceea domnișoara niciodată nu l-a văzut, dar toți cei care l-au cunoscut îi spuneau că ei seamănă uimitor. Când a fost în clasele liceale, din miile de variante de cărți, ea fără a se gândi a ales cartea lui Cormac McCarthy. Când mama sa a văzut ce citește fiica ei, ea s-a bucurat mult, a alergat în cameră și a adus copia cărții cu un semn pe pagina 120. Astfel, pentru a-i păstra memoria tatălui său, ea și-a făcut un astfel de tatuaj. Acest tatuaj unic la fel ascunde o istorie profundă. Aceste cifre sunt numărul pe care îl purta bunicul acestui băiat când a fost în tabăra fasciștilor, în timpul celui de-al doilea război mondial. Indiferent de toate problemele, bărbatul a putut supraviețui și a trăit 96 de ani, devenind un exemplu pentru nepotul pe care îl iubea atât de mult. După înmormântare, băiatul a mers imediat într-un salon de tatuaje ca să păstreze memoria despre o persoană pe care o stima la infinit. Tot procesul a durat nu mai mult de 5 minute. Când procesul s-a finalizat, executorul a întrebat despre sensul acestor cifre. Fiind emoționat de această istorie, el nu a luat bani pentru lucrul făcut, spunând că acest tatuaj este cel mai important dintre cele pe care le-a făcut timp de 12 ani. Cea mai bună prietenă a acestei fete a murit la vârsta de 15 ani și înainte de moartea sa a lăsat un bilețel: "Bacon, eu te iubesc, mă simt mai bine, dacă dorești să vorbim, eu mereu voi fi aproape." La ai săi 19 ani a hotărât să-și facă un tatuaj în cinstea celei mai bune prietene care a decedat. Tren pentru tatăl Jim, care a fost inginer la căile ferate, cal pentru tata Don, pentru că el adora animalele, după două vaci care simbolizează pe mama și tatăl său Vitrec, deoarece ei se ocupă de creșterea animalelor cornute, la fel cifrele care simbolizează data când ei au decedat.
Aceasta este o dedicație pentru sora care a pierdut lupta cu cancerul. Tatuajul este copia unei cărți pe care a semnat-o pentru fratele său. Când fetița de 8 ani a început a da întrebări despre semnul său de la naștere, tatăl său a hotărât să își facă un tatuaj pe mână de o asemenea culoare. Acum ea nu este unică și nu are de ce să-i fie rușine. Eu încă sunt soldatul tău, pentru totdeauna. Tatăl acestei fetițe are sindromul Jettington și chiar dacă el își pierde memoria, iar scrisul său nu se mai înțelege, el îi pune această întrebare de fiecare dată când ei se văd. La vârsta de 18 ani, ea și-a făcut un tatuaj scris ca de tatăl său, cunoscând că șansele ca el să o conducă la altar sunt foarte mici. Însă ea a făcut în așa fel ca tatăl său mereu să-i fie alături unde nu ar pleca. Această frază îi va reaminti mereu că el va fi soldatul ei pe veci. Pentru bunica care a plecat la ceruri, ziua ei de naștere a fost în ziua lui Sfântul Patrick. Prieteni, cam atât pentru astăzi. Au fost niște istorioare cam triste, însă ne-a emoționat foarte mult. Scrieți-ne în comentarii ce tatuaje aveți voi sau ce ați dori să vă tatuați în viitor. De asemenea, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să apăsați clopoțelul și să stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la like!